Acum și eu sunt 12. Mi-e dor de rutina de zi cu zi pe care am trăit-o atâția zeci de ani. De diminețile în care mă trezeam cu gândul că mă duc să învăț ceva, să pot să devin mai complex din punct de vedere sportiv. Mi-e dor de vestiar, de atmosfera care era acolo, pentru că eram foarte apropiați la orice echipă la care am jucat și la echipa națională la fel. Dar n-aș putea spune că mi-e dor de fotbal, pentru că m-am resemnat cu faptul că n-am mai putut să joc, că nu mai puteam să joc din cauza accidentării, și atunci cred că lucrurile le accepți altfel, pentru că ești constrâns să renunți la ceea ce ai făcut o viață întreagă, și cred că e mult mai ușor din punct de vedere mental și melancolic să renunți la ceea ce iubeai să faci pentru că ești constrâns de lucrul ăsta. Cred că mi-ar fi fost mai mult dor de fotbal dacă renunțam pur și simplu într-o zi, care hotăream că nu mai vreau să joc, și după o perioadă de timp cu siguranță mi-ar fi fost dor, dar așa n-am avut de ales. În primul rând, eu sper că echipa națională a României se califice la mondiale mult mai des, să fie prezent acolo, pentru că eu cred că e încununarea supremă a ceea ce poate reprezenta echipa națională a unei țări, participarea la un campionat mondial. Sigur, europeanul are și el puterea lui și... dar mondialul e lucru suprem din punctul meu de vedere. Din păcate, eu n-am reușit să particip la un campionat mondial. Cred că asta este marele meu regret din fotbal, faptul că nu am putut să merg cu echipa națională de fotbal a României la un campionat mondial. Nici generația lui Mutu, nici a lui Kivan, generația României. Cred că trebuie să fie așa o simbioză între jucători, staff, suporteri, federație, pentru a face o generație care să participe mult mai des la turnee finale și care să aibă performanță. Nu e corect să vorbești despre unul sau altul. Poate e corect, singurul exemplu pe care putem să-l dăm este generația lui Hagi. Chiar a fost generația lui Hagi. Hagi este cel care a tras echipa după el, sigur. Lângă el au fost jucători de valoare, jucători de caracter, care s-au pus în slujba echipei și au acceptat simplu fapt că Gică era genial și rezolva partida a un meci de 1-0. Cred că ar trebui să mai mulți oameni ar trebui să ia exemplu de la ceea ce a făcut Gică, să se implice, să copieze proiectul respectiv, pentru că doar așa putem crește jucători, doar așa putem aduce în fotbalul românesc tinere speranțe, care într-un mediu bun, în competiție, poate să crească și să devină jucători de calitate și de viitor. Hai România! Hai și tu în caravana, eu sunt 12.